Bine v-am regăsit, dragii mei, sunteți de nou pe pagina Nastenas, primul canal în română destinat exclusiv recenziilor de parfum și informației despre parfumerie în general. Pe mine mă cheamă Dana Sandu și sunt colecționar și tester de parfumuri de 10 ani. Acum, în episoadele trecute, am vorbit despre ce înseamnă să fii colecționar. Am trecut în revistă niște reguli de bună purtare a parfumului. Am vorbit despre surse din care putem să ne procurăm parfumurile și am apucat să facem până și o captură a lunii în care am vorbit despre toate parfumurile pe care mi le-am procurat eu în luna precedentă, adică în octombrie. Astăzi a venit momentul pentru prima recenzie individuală de parfum și pentru că este 10 noiembrie și este ziua lui tata meu și pentru că tata este unul dintre cele mai fine nasuri pe care le-am cunoscut eu până acum, astăzi desfacem o sticlă de Miorița, bem în cinstea lui și o să facem o revizie a unui parfum care este printre preferatele lui și pe care, deși eu nu-l port foarte des, trebuie neapărat să-l am în colecție. Hai, mulți ani, bubou! Bun. Parfumul despre care vorbim astăzi, dragii mei, se cheamă Dreamer de la Versace. Și probabil că este unul dintre parfumurile despre care ori ați auzit, ori pe care le-ați văzut în baia cuiva, pentru că așa se face la noi, să țin parfumurile în baie. Dar ori, dacă nu sunteți familiar cu el, probabil că ori nu i-ați dat prea multă atenție, ori n-ați știut ce mirosiți atunci când ați trecut pe lângă cineva care mirosea el. Dar cu siguranță l-ați remarcat. Este unul dintre parfumurile care sunt cunoscute tuturor colecționarilor cu care am vorbit eu până acum, dar foarte, foarte subapreciat de mase. Nu se știe de ce. Este foarte accesibil, e ușor de găsit, e ușor de purtat de oricine, nu miroase nimic altceva decât a el. Și asta este Versace Dreamer. Voilà. Ca să începem cu începutul, se prezintă în sticlele astea din sticlă transparentă, de-aia trebuie să aveți mare grijă pe asta, să nu-l puneți la lumină, pentru că nu vă va da niciun semn că se alterează în vreun fel sau altul. Deși, nu pot zic, se alterează prea mult, dispar unele dintre notele de vârf și dacă vă plac chestiile fresh, s-ar putea să vreți să evitați treaba asta. Dar, chiar dacă îl țineți la lumină, culoarea asta foarte pal, galben-verzui, așa, nu se va schimba. De fapt, nimic nu se schimbă. Nu se duce culoarea, nu se jupoaie capacul, nu se rupe plasticul ăsta de aici. Nu se întâmplă nimic cu sticla asta, e radioactivă. Okay? Asta este o sticlă de 50, mă credeți sau nu, e chiar micuță, comparativ cu alte sticle de 50. Ia să văd, mai am vreuna pe aici, da. Asta e altă sticlă de 50. E adevărat că asta e mai groasă și așa, dar se simte mic la mână. Vine și în sticluțe de 30 și în sticluțe de 100 de mililitri, din câte știu eu. Eu am pe asta de 50 și se mai face și aftershave, care din punctul meu de vedere nu diferă cu nimic de parfumul normal, așa că dacă vă place cu găleata, ăsta este unul dintre puținele parfumuri cu care puteți face treaba asta. Prețul este foarte accesibil. Eu l-am luat, nu știu, cu 20 ceva de dolari, în magazin ceva mai mult. Se poate găsi oriunde, se găsește în magazinele online, se găsește pe eBay, se găsește în parfumerii, se găsește în spițerii de toate neamurile. Nu pare să fie vreodată sistată producția, pentru că își are o bază de fani foarte solidă. Sunt oameni care folosesc de viață numai asta. Și ca să vorbim un pic despre istoric, s-a lansat în anul 1996. Parfumerul din spatele acestui licor se cheamă Jean-Pierre Batoir. Nu este foarte cunoscut, deși a făcut o grămadă de parfumuri pentru multe dintre casele mari. A lucrat cu Dior, cu Givenchy, cu Escada, cu cine vrei și cu cine nu vrei. Dar ceea ce mi se pare mie interesant este că, în afară de acest Versace Dreamer, care își are baza lui foarte, foarte puternică de fani înrăiți, a mai creat două parfumuri cu genul ăsta de fan cluburi. Unul este Courage, nu-i foarte cunoscut maselor.
Și al doilea este Nemo de la Cașarel. Amândouă au, cum am zis, fan cluburi. Iar Versace Junior este al treilea. Acum, să vorbim un pic despre ce este în acest parfum și de ce este el special. Este unul dintre foarte puține parfumuri cu mii de recenzii. Nu vorbește nimeni despre el nicăieri, dar pe forumuri, cel puțin pe ultimul pe care l-am verificat, erau aproape 3.000 de recenzii la parfumul ăsta, ceea ce înseamnă nu că 3.000 de oameni știu despre el, ci că 3.000 de oameni și-au luat din timpul lor prețios să scrie ce cred ei despre acest parfum, ceea ce este mare lucru, mai ales în ziua de azi, când nu avem teme de nimic și ne se pare că să exprimăm o opinie este așa un bine pe care îl facem societății, drept care și eu m-am apucat de vloguială. Dar nu cade nimeni de acord. Asta mi se pare chestie specială, pentru că, deși place tuturor, și celor care îl folosesc și celor care îl miros pe alții, nu cade nimeni de acord a ce miroase parfumul ăsta. Nu există niciun alt parfum care să miroase Versace Dreamer și singura explicație pe care poți să o dai când e vorba de Dreamer este că Dreamer miroase ca Dreamer. Acum să ne uităm puțin la piramida de note oficiale declarate de Casa Versace. Ea include următoarele. La top, ei zic așa, mandarină, lavandă și dafin. La mijloc spun garoafă, tabac sau tutun. Nu e interschimbabil. Trandafir și muscată. Muscată de la noastră. La bază ei spun așa, cedru. Fasole tonka sau, mă rog, păstăi de tonka și nu știu exact cum să-i zic în română, ori barba ursului, ori lichen de prun, ori lichen de stejar. Astea trei denumiri sunt interschimbabile pentru ceea ce în engleză se cheamă oak moss. Și care este folosit în parfumerie să confere adâncime și umezeală. Imaginați-vă un copac pe nord, așa. Astea sunt notele declarate de ei. În ceea ce privește ce simte nasul, ura și la gară, Dumnezeu cu mila, nu se înțelege nimeni cu nimeni pe niciun forum. Așa că am să vă povestesc despre ce simt eu, cu speranța că vă va da o idee despre a ce miroase parfumul ăsta dacă nu l-ați miros niciodată. În primul rând, la nasul meu este... L-aș pune în categoria de aromatice. Plante aromatice, ierburi aromatice, imaginați-vă decocturi, cum se cheamă, maceraturi de chestii. Îmi vin în cap mirodenii, dar mirodenii nu proaspete, cum scuișoarele scoase de la mama lor din teacă, ci într-un fel pudrate. Am mai întâlnit genul ăsta de mirodenii în Jaipur, om, Jaipur bărbătesc. Deci miros un pic de talc, simt dafinul, dar este un dafin sălbatic, nu la fel de dulce ca ăla pe care îl punem noi la mâncare și miroase un pic ca miroase un pic ca creangă ruptă de dafin, un pic amarul la care simți că e un pic uleios. Dacă ai pune limba pe el, ți-ar rămâne în gură multă vreme. Dacă ați mâncat vreodată vreo măslină direct din copac și ați făcut prostia, știți despre ce e vorba. E o senzație proaspătă, rece, uleioasă și un pic amară. Ai senzația că nu poți să te speli pe dinți și să se ducă. Rămâne acolo. Astea sunt la primul nas. Tabacul este foarte proeminent, din punctul meu de vedere, este coloana vertebrală a acestui parfum, dar tabac, nici, aici nu e nimeni de acord. Toată lumea simte tabacul, dar nimeni nu e de acord. Unii spun că e ca un pachet proaspăt de țigări. Eu nu simt treaba asta, deși am fost fumător multă vreme. Alții spun că e un tabac dulce ca de narghilea. Să nu vă gândiți la tabac din ăla cu arome prin el și tot felul de chimicale care îl fac să miroase a măr și a piersicuță și a din astea. Nu, nici despre asta nu vorbesc, deși recunosc ideea aia de tabac compresat și un pic ud. Cu toate astea, cel mai aproape miroase de o frunză de tutun proaspătă, care a fost arsă sau ținută deasupra unei chestii fierbinți, astfel că n-a luat foc încă, dar a început să fumege. Tabacul are niște tanini în el, când e proaspăt, care oxidează foarte ușor
și care caramelizează dacă sarși. Deci miroase a dulce dacă îl încălzești foarte tare. Deci cam asta miroase. Miroase a frunză proaspătă de tutun care a fost încălzită până la punctul ăla de caramelizare. Există note dulci în parfumul ăsta, ceea ce îl face foarte, foarte versatil. Poate fi purtat de oricine, din punctul meu de vedere. Pentru că este amplificat de piele și nu deranjează nicio cantitate la nicio oră. Este unul dintre cele mai versatile parfumuri pe care le cunosc. Eu mai simt coajă de portocală. Dacă vă aduceți aminte pe vremuri ce însemna Crăciunul, însemna portocalul uscată, care erau părinții mai întreprinzători, așa mai puneau și pe ragaz, numai că ți-era frică să nu te miroase vecinii. Și la portocală se caramelizează niște chestii și uleiul ăla se volatilizează foarte ușor, după care rămâne partea organică, partea fibroasă din coajă, care, din nou, te duce cu gândul nu neapărat la prăjituri și la turte, ci la mirodenii păstrate cum se cheamă, butoi de lemn. Imaginați-vă o caravelă așa plină cu chestii, cu niște cuișoare, cu scorțișoară, cu nucșoară, cu portocale uscate, cu piper. Toate astea sunt o idee. Nu a toate astea miroase parfumul pe care îl țin în mână, ci o idee. Deci genul ăla de mirodenie strânsă, depozitată, un pic învechită și concentrată. Bun. Să vorbim un pic despre impresiile pe care le lasă, pentru că asta contează foarte mult. Mie și multora mi-a dat impresia de curat. Cum ar trebui să miroase un săpun, dacă un săpun ar mirosi a parfum, dacă vreți. Mirosea curat, mirosea foarte proaspăt. Proaspăt, când spun proaspăt, mă refer la o plantă proaspătă, nu mă refer la fresh de atmosferă, la bețișoare parfumate sau la, cum se cheamă, brăduția aia de pus în mașină. Mă refer la proaspăt, la nou, la viu, la ud, la zemos, la sevă, dacă vreți, îmi las și gura apă. Mi-aduce și impresia asta de crocant, ca atunci când muști dintr-un măr verde, de pildă. Nu e un parfum de pătură în jurul tău, deși îți dă sentimentul de confort, dar are o eleganță ieșită din comun, din punctul meu de vedere. Este deopotrivă clasic, pentru că aduce aminte, din nou, de frizeriile alea de pe vremuri în care intra lumea să se respecte, intra lumea să-și facă părul ca lumea o dată pe săptămână, să se dea cu ulei de nucă, să se bărbierească, să mai primească știrile din târg și așa mai departe. Deci mi-aduce aminte de genul ăla de spițerie, frizerie de pe vremuri. Are note clasice în el. Dar este atât de simplu și notele astea sunt atât de bine amestecate, ceea ce nu prea se mai întâmplă în parfumeria modernă, încât e aproape futuristic, dacă vreți. Mie mi-aduce aminte și de ceva metalic, deși nu miroase a metal de niciun fel și nici senzația de că ai mușcat dintr-o furculiță, nu ai. Dar are ceva atât de rece și de curat și de proaspăt, încât e aproape instrumentar de medical, ceva. Așa e de curat, așa e de exact, așa e de precis, atât este de elegant și de bine gândit și de cu scop. Are scop. Fiecare ingredient, fiecare notă din parfumul ăsta are rost. Nu e pus acolo de a băulea. Nu în ultimul rând, notele de final sunt, sau de la sfârșitul purtării. Asta se întâmplă așa după vreo 7-8 ore. Durează foarte mult pentru cât de proaspăt e. Sunt dulci. Tonka asta e un fel de păstaie asemănătoare ca profil cu vanilia, dar mai ieftină și un pic mai pământoasă. Deci are note dulci, vanilate, dacă vreți, iar floralele se simt de la început până la sfârșit. Garoafa și ea este proaspătă. Nu e garoafă din vază, e garoafă din pământ, mai mult ca garofiță așa.
Trandafirul și el este foarte proaspăt și cu rouă pe el. Eu nu simt foarte multă mușcată, mai degrabă frunzele de mușcată și este un anumit soi de mușcată din care se face și ceai. Foarte, foarte mirositor și foarte astringent așa la nas. Aia perspiră și ea. Să vorbim un pic despre coordonatele parfumului. Proiecția este... aș zice un lung de braț, așa, te simte lumea. Silajul este minunat, lași dâră mult în spate, indiferent cât de puțin te-ai dat și când e vorba de cât te dai, ăsta e am zis și la început, e unul dintre parfumurile cu care poți să te dai cu găleata. Nu va ofensa pe nimeni, nu va deranja pe nimeni, nu va crea niciun fel de alergie. Eu n-am auzit până acum nici pe nimeni care să fie sensibil la mirosul ăsta, niciun fel. Iar efectul este acumulat, în sensul că nu miroase mai tare, ci miroase mai mult, dacă vreți. Este foarte versatil, așa cum am spus, poate fi purtat de oricine, oricând, oriunde, este foarte safe pentru birou, dacă vreți, nu o să vă facă nimeni observație, este bun și de chefuri, este bun și de club, pentru că nu o să miroase a sub braț. În nicio combinație posibilă și imposibilă. Singura chestie despre care trebuie să vă spun și la care trebuie să aveți grijă dacă vă pasă de treburile astea este că în varianta mai nouă s-a făcut o singură reformulare și parfumul este practic același, deci nu pot să recomand să-l cumpărați pe unul sau pe altul, dar în varianta mai nouă trebuie să aveți un pic mai multe de răbdare pentru că notele de deschidere sunt imposibile pentru unii. Dacă vreți așa o imagine, miroasea un fund de scrumieră ca după un chef așa, când e așa și o lași peste noapte, știi, și vrei să o speli a doua zi, fund de scrumieră cu ceva alcool, tare. Cam așa e deschiderea. Te faci un pic să se ridice părul pe ceafă, dar trece foarte repede. Pentru mine trece în câteva secunde. Sunt unii care rămân sensibili la foarte multe dintre notele astea de vârf și încep să-l recunoască abia după vreo 5-10 minute. Deci aveți un pic de răbdare cu el. Dacă vreți să nu aveți de-a face cu treaba asta, vă puteți duce direct la aftershave, care nu are notele alea de vârf și la nu trebuie să așteptați deloc, numai că nu are sprayer. În rest, este unul dintre cele mai iconice, dacă vreți, cele mai reprezentative, cele mai urmărite și cele mai discutate parfumuri subapreciate, care sunt în continuare accesibile ușor, oricui și oriunde. Cam asta e. Dacă v-au plăcut bufonii, mai veniți și mâine seară, știți povestea. Între timp ne puteți găsi, sau mă puteți găsi și pe pagina de Facebook, pagina despre parfum, deci facebook.com/pagina despre parfum. Pregătim și un website care va fi lansat curând. Pregătesc. Ce zic eu pregătim? Pregătesc. Eu fac toată treaba. Și atât.